Doamne, că mă unge pe suflet. Cehii sunt prin excelență un popor muzical. Am înțeles că aici aproape în toate familiile există instrumentiști, există. Au plăcerea asta fantastică, m-am olipsit și pe mine. Dar am vrut să te întreb ceva. Da. Ia spune-mi, am văzut ce mănâncă cehii. Dar ce se bea la voi aici? Ce-i specific? Țuică, vin, răchie? Păi, dar țuică și răchie nu e aia tot una. Păi unii nu știu care nu-s bănățeni. Când da. Aud răchie, se gândesc o fi verde de Paris sau o da. Ce mai pregătim noi aici? Că văd, mi-a adus hârtie creponată, mi-a adus... Păi facem ouă frumos, așa, uitați, trebuie să fie în apa caldă, să fie caldă, cald cum nu prind. Astea sunt fierte deja. Da, și trebuie să udăm răchie în oțet și o să punem așa să fie cât mai șifonate. Atunci iese, dacă o întindem și pe urmă o întindem... Și pun așa, da. Și așa se fie cât mai așa, că îi se uscă imediat dacă se în apă. Și pun aici și le împachetez, dar nu frumos, așa se fie mai... Urâțe ca să iasă frumos. Mm. Uite, la vârsta mea, la 58 de ani, învăț ceva. N-am mai văzut până acum. Le punem aici să se uște. Auzi, Malții, dar la catolici există obiceiul de Paști să se facă și câte un pomișor da. Sau crengi împodobite cu ouă da. Colorate. Da, se și face. La voi se face. Da. Cum? Păi ducem aia mățișorii, cum v-am spus, la biserică. Crengile aia care fac așa mățișori da. Cu foști, știu. Și pe urmă le aducem acasă și pe urmă le ornăm cu ouă. Aha. Puse într-o vază undeva. Într-o vază. Dedesubt mai pui, ce mai pui dedesubt? Păi dedesubt eu atunci pun numai un... cum îi zice, un mel... Un mieluț? Meluț. Aha. Și, pe urmă, când fac ouă de Paști, atunci pun un coșuleț frumos, ornat cu și cu ouă. Iarbă din și grădină. Și se pune cu este... grâu sau cu iarbă? Cu glie de iarbă? Păi dacă este grâu verde, se pune și aia. Știți că se fie frumos, aranjat. Uite, să știi că mă mânjesc și dacă pun pețoale, mă bate nemțoaica mea. Doamne, că nemțoaicele zrele, ce hoaicele... Au un suflet atât de blând că m-am îndrăgostit de ele. Nu cred. Prost am fost când am fost tânăr, acum 40 de ani, că n-am venit să-mi iau o cehoaică de aici. Ah. Că mâncam bunătăți. Lasați că dar și uite că și la bătrânețe. Tot cele două malci o să mă țină astăzi ca pe împărat, nu? Da. A, ele au pregătit așa cum trebuie rândul de masă. Cu zupă, cu zarme, cu sarme din alea. Că e un miros în bucătărie, parcă am ajuns în rai. Despachetăm ouăle. Da. Și uitați cum o ieși. Iai, că nici nu mă închipuiam. Da. Într-adevăr, e ceva deosebit. Gândul meu e că niciun pictor, cum ai spus tu, niciun pictor, oricât de valoros ar fi, n-ar reuși să facă așa modele cum ai făcut tu. Malcii, tu ai mâini de aur, da. Să știi. Da, așa. Așa, le ungem cu slănină. Da. Slănina face două lucruri. Unu, îi dă strălucirea asta frumoasă și al doilea închide porii oului. Astfel el durează mai mult, nu se strică. Ia, pot și eu să desfac unul? Da. Ia să vedem. Un albastru. Ăla nu prea prinde așa frumos. Ba, uite, e marmora. Uai, ce modele are! Țucul eu ca mândru îi. Ăsta dau ouă de Paști. Să știi că m-ai molipsit, gata. Nu mai fac cu frunze de ceapă. Uite hai. Cum e. Merge mai migălos, dar merge. Când eram eu copil, asta era meseria mea, după ce buna fierbea ouăle și erau vopsite, eu trebuia să le frec cu slănină ca să mă plătească, că da? Altfel nu... Ce uite, frumos! Și asta e frumos! Vai de mine, toate la un loc arată splendoare! Ei, uite, din copilărie am învățat să fac ouăle așa, împodobite cu frunze de țelină, de pătrunjel, numai că nu le împachetam în tifon. Foloseam ciorapii de nailon alu mama și s-a întâmplat într-un an că i-am furat ciorapii ai noi și am luat cu lingura de lene. Dar acum să știi, hai să le facem pe astea așa, dar eu rămân credincios la moda nouă pe care am învățat-o de la tine. Și să vezi când o să vină musafirii mei la Buziaș și le arăt astea și o să mă întrebe ce ai făcut, o să le spun noaptea asta și le-am făcut cu pensula. Așa. Haide, bag acolo să vedem. Frunze de pătrunjel din grădină. Învălit așa. Tifonul frumos, strâns. Tifonul are rolul să țină frunza. Da, atâta.
Să nu intre vopseaua unde-i frunza, da. Dar mai iese și așa niște... Din tipul mai rămâne. Da, da, rămâne modelul lor. Știi că ciorapul mai... Hai, așa ceva. Da, moda adevărată la vopsit ouăle cu frunze cu ciorap. Cu ciorap, da, 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 și înainte s-o făcut, dar acum nici se mai modern. După cu moda tipul... de astăzi, să știi că fetele nu mai poartă ciorapi. Nu, mai merg cu crații goi. Eu, Doamne, ce-am zis? Acum, tradițional, e să faci doar ouă roșii, leagă tu, doar ouă roșii cu foi de ceapă, da. Dar mai încă a apărut moda să mai folosești, de exemplu, un galben verzui, dacă fierbeai frunze de nuc, după aia cu seva de salce, să te iau bucăți de salce proaspătă, smicele, în apă clocotită cu sare și cu oțet, un verde mai puternic, tot felul de lucruri. Dar autentic și natural rămâne roșu, care înseamnă jertfa lui Iisus Hristos. Da, da, așa este. Da, și uite, le avem pregătite. Da, numai sup în oală cu ele și putem să mai tragem o cântare să fiarbă super. Haide! Pua! Ninge de Paști! Asta se numește că ar fi zăpada meilor. Înseamnă și bogăție și lumină în sufletele noastre. E un contrast extraordinar. Apară ninge, frig, înăuntru căldură de la plită, fiindcă toate bucatele de Paști clocotesc acolo una lângă alta, căldura sufletească din inima oamenilor, îi ceva fantastic, ceva grozav, parcă suntem într-un basm. Și l-am rugat pe prietenul meu Ion, armonicaș care n-a învățat nota la școală, dar i-a dat Dumnezeu harul ăsta să prindă muzica din zbor și să o cânte, să-mi zică ceva așa mai săltărez, mai să fie pe potriva sufletului pe care l-am eu astăzi. Hai, da, Ioane!